În perioada 1-4 noiembrie a avut loc etapa națională de mini-fotbal Old Boy, peste 40 de ani, organizată de Asociația Sportivă a Pompierilor din România, filiala Arad. La această competiție, pompierii hunedoreni s-au întrecut cu echipe ale altor 14 inspectorate pentru situații de urgență din țară. Finala s-a disputat între ISU Hunedoara și ISU Brașov, iar pompierii hunedoreni au reușit să se impună, aducând cupa și multă bucurie acasă la Deva. Mai mult decât atât, doi dintre pompierii hunedoreni au fost desemnați cel mai bun portar, Tătaru Mihai, și golgheter al competiției, Petrișor Emilian.